Bună ziua, dragii mei! Mă numesc Cocalea Rodica și astăzi vom discuta despre funcții. Euler este considerat cel mai important sau unul dintre cei mai importanti matematicieni din istorie, cel mai mare matematician al secolului XVIII-lea. Euler a lucrat în aproape toate ramurile matematicii, în geometrie, trigonometrie, algebră și teoria numerelor. Operele sale ar putea să fie cuprinse între 60 și 80 de volume. Euler a introdus și popularizat câteva convenții de notare. A introdus noțiunea de funcție și notația f de x pentru funcție, notația pentru funcțiile trigonometrice, a popularizat folosirea literei grecești pi pentru raportul dintre circumferința unui cerc și diametrul său. Ia să vedem acum ce înseamnă funcția. Deci dacă se dau două mulțimi a și b, mulțimi nevide, spunem că am definit o funcție pe mulțimea a cu valori în mulțimea b, dacă, printr-un procedeu oarecare, facem ca fiecărui element din mulțimea a, fiecărui element din mulțimea a, să-i corespundă un singur element din mulțimea b. Notație, f definit pe a cu valori în b, f de x egal cu y. Unde? Y sau f de x este imaginea elementului x din mulțimea a prin funcția f. X-ul se numește argument sau variabilă independentă, mulțimea a se numește domeniu de definiție, iar mulțimea b, mulțimea în care funcția are valori sau codomeniul funcției. Deci o definire corectă a unei funcții presupune trei elemente. Domeniul de definiție, codomeniu și legea de corespondență f de x egal cu y. Iată câteva moduri de definire a unei funcții. Funcții definite sintetic, unde corespondența este precizată element cu element. Acest lucru se face cu diagrame, cu săgeți, cum este acest exemplu de aici. Se face cu tabel de valori sau printr-un tablou. Acest mod de a defini o funcție se utilizează când domeniul de definiție este o mulțime finită. Exemplu, avem funcția f definită pe mulțimea formată din elementele 1, 2, 3, cu valori în mulțimea formată din elementele a, b, c. Putem să definim, să le scriem într-un tablou, deci x dedesubt f de x. X-ul ia valorile 1, 2, 3. Corespunzător, f de 1 va fi a mic, f de 2 b mic și f de 3 c mic. Deci pe al doilea rând ar veni scrise, corespondența lui 1 corespunde a, lui 2 b, lui 3C, exact cum apare și pe diagram. Un contraexemplu pentru aceste funcții, deci avem aici, în care observăm că lui 2, elementul lui 2 din prima mulțime, nu i s-a pus în corespondență niciun element din a doua mulțime. În al doilea, lui 1, i s-au pus în corespondență două elemente din codomeniu, deci și A-ul și B-ul. Deci niciun caz, nici în celălalt, nu sunt funcții în cele două exemple, pentru că trebuie ca fiecărui element din prima mulțime, fiecărui element să-i corespundă un singur element din cea de-a doua mulțime. Dacă mulțimile A și B sunt finite și cardinal de A este N, cardinal de B este M, atunci putem defini funcții pe mulțimea A cu valori în mulțimea B, acestea fiind M la N funcții. Nu orice diagramă reprezintă o funcție.
Curba sau punctele rezultate de pe diagramă trebuie să fie în așa fel încât fiecărui punct a axei orizontale, axa absciselor, să-i corespundă un singur punct sau cel mult un punct al curbei. Doar în acest caz, reprezentarea este o funcție, reprezentarea unei funcții. Funcții definite analitic. F definit pe A cu valori în B, unde A și B sunt submulțimi ale mulțimii numerelor reale. Definită analitic ar fi cu ajutorul unei formule sau unei proprietăți. Corespondența definită analitic. Corespondența F leagă între ele elementele arbitrar din X cu imaginea sa Y egal cu F de X. Exemplu, F definit pe R cu valori în R, F de X egal cu X pătrat plus 1. Deci domeniul de definiție este toată mulțimea numerelor reale. Un alt exemplu ar fi funcția lui Euler, care asociază fiecărui număr rațional valoarea 1, iar dacă numărul este irațional, se asociază valoarea 0. Spunem că două funcții sunt egale dacă cele trei elemente care definesc o funcție sunt egale, adică dacă funcțiile au același domeniu de definiție, dacă funcțiile au același codomeniu, sau dacă f de x egal cu g de x, oricare ar fi x aparținând domeniului de definiție. Deci, punctual, funcțiile coincid. Fie funcția f definită pe a cu valori în b, f de x egal cu y. Prin imaginea funcției f, înțelegem mulțimea notată cu im de la imaginea funcției f, care este egală cu toate valorile y, astfel încât y egal cu f de x, oricare ar fi x aparținând lui a. Imaginea funcției este o submulțime a codomeniului funcției, deci o submulțime a lui b. Prin graficul funcției înțelegem mulțimea perechilor ordonate x, f de x, unde x aparține domeniului de definiție A, iar normal f de x va fi în codomeniu în B. Observație, cardinalul mulțimii grafic a unei funcții, deci cardinalul lui g de f, este egal cu cardinalul domeniului de definiție, adică al mulțimii A. O aplicație, deci fie funcția definită pe mulțimea minus 3, 0, 1 cu valori în B, f de x egal cu 2x pătrat minus 3. Să aflăm domeniul minim, codomeniul minim pentru această mulțime, deci care sunt elementele care trebuie obligatoriu să fie mulțimea B. Pentru aceasta, cel mai ușor ar fi să facem tabelul de valori. Lui x îi dăm valorile aflate în domeniul de definiție, minus 3, 0, 1, și după legea de corespondență calculăm f de minus 3 egal, deci asta înseamnă că în locul lui x pune minus 3. Deci 2 ori minus 3 la pătrat, minus 3 egal, 2 ori minus 3 la pătrat este 9, minus 3, 18 minus 3 ne dă 15. Trecem în tabelă. F de 0. Înlocuim 2 ori 0 la puterea a doua minus 3. 0 la a doua 0 ori 2 0. Rezultatul obținut e minus 3. F de 1 egal cu 2 ori 1 la pătrat minus 3. 1 la pătrat 1 ori 2 2. 2 minus 3 minus 1. Rândul al doilea din tabel, acesta reprezintă imaginea funcției f, deci va fi mulțimea formată din elementele 15, minus 3, minus 1. Și mulțimea grafic, g mare indice f, vor fi perechile ordonate
minus 3, 15. 0, minus 3. 1, minus 1. Să facem reprezentarea grafică a următoarei funcții, f definit pe mulțimea formată din elementele minus 1, 0, 1, 2 cu valori ineri, f de x egal cu minus 2x plus 3. Facem tabelul de valori. X, f de x. Și dăm valorile minus 1, 0, 1 și 2. F de minus 1 egal cu minus 2 ori minus 1 va fi 2 plus 3, 5. F de 0, minus 2 ori 0 e 0, plus 3 e 3. F de 1, minus 2 ori 1 e minus 2, plus 3 ne dă 1. Și F de 2, minus 2 ori 2 e minus 4, plus 3 este minus 1. Să încercăm și reprezentarea grafică. Deci punct de coordonate minus 1, 5. Pe axa orizontală, pe OX, luăm pe minus 1, iar pe verticală, pe OY, luăm pe 5, deci minus 1, 5. Acesta va fi punctul A. Punctul B de coordonate 0, 3 era, deci X egal cu 0, Y egal cu 3, aici este punctul B. Punctul C de coordonate 1, 1. Iar punctul D de coordonate 2, minus 1. Deci aici va fi punctul D. Observăm că aceste puncte sunt A, B, C, D. Sunt puncte coliniare. Nu le trasăm, deci nu unim, nu le unim. Deci reprezentarea grafică este formată din 4 puncte exact ca numărul de elemente al domeniului de definiție. Vă mulțumesc pentru atenție!